am ajuns în Oradea. Ne era foarte foame, așa că ne-am oprit să luăm masa la un restaurant la care am fost și când am fost în TikTok tour cu frații Munteanu în Oradea și ne-a plăcut foarte mult atunci. Așa că haideți să vă arăt cum arată. Ok, și am ajuns în Oradea și am găsit un super apartament în care stăm cu toată familia. Așa că hai să vă fac puțin turul apartamentului, iar apoi o să ieșim puțin în oraș, în centrul Oradei și o să ne plimbăm. Deci hai să facem turul! Ok, asta este intrarea, avem un covoraș super pufos aici la intrare. Asta sunt eu, una blindă bună! Aici este bucătăria, pam 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 pam, arată foarte drăguț și cu gri. Cum îmi place mie și lui Răzvan, ne place super mult așa. Arată super aici, da. Și ăsta este frigiderul, tot gri. Aici este un mic colțișor foarte drăguț și relaxant, în care probabil o să fac eu TikTok-uri. Așa, aici avem o zonă de genul, foarte drăguță. Aia e ca un bar, cu scaune de piele negre, foarte drăguț. Aici este o masă cu scaune verzi, ca să dea așa o pată de culoare. Și super bună combinația de pe canapea cu galben și gri. Foarte mișto. Așa. Asta este un covor super drăguț și aici avem niște tablouri interesante. Și așa, cam așa arată pe aici. Mama, este super drăguț. Aici este, wow, ce tare e asta. Foarte mișto. Și mobilă gri cu alb, cum ne place nouă. Aici avem un tablou cu New York, preferatul meu și al lui Răzvan. Și acum haideți să mergem către dormitoare. Pam, 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 pam. De fapt, hai să ne oprim puțin la baie, pentru că e foarte drăguță baia. Arată cam așa. Da, e micuță, pentru că avem două băi. Yay, salut! E foarte drăguță. Și hai să mergem către dormitor, unde deja ne-am desfăcut aici, aici geamantanul Răzvan. Aici avem, wow, mamă, Dita, mai dulap! Ăsta este special pentru mine, e foarte mare. Poți să-ți faci dressing aici. Și, normal, minunata oglindă, care este uriașă. Și eu când o să mă trezesc o să mă văd aici în oglindă, ce frumos, foarte tare. Bun, trecem mai departe. Aici tricou pe care îl îmbracă Răzvan azi. Mamă, chiar arată foarte bine. Ăla e geamantanul meu. Și aici Dita mai terasa. Este uriașă. Imediat ieșim și pe terasă din cealaltă cameră. Pam, pam, bună! Ok, hai să mergem mai departe. Deci asta este camera noastră. Și mergem în camera părinților. Asta este un aparat de călcat, care este foarte frumoasă de asemenea, covorașe drăguțe, super drăguț. Și acum ieșim și pe terasă, wow, ce să uit. Arată foarte bine, e super, e gri și pe jos și acolo e foarte drăguț să stai la o ciocolată, la o cafea de dimineață. Și vreau să vă zic că este făcut apartamentul ăsta într-un bloc normal de apartamente normale, adică nu vă imaginați că este ceva rezidențial sau așa. Adică, uite cum arată balconul de acolo și uite cum arată ăsta. Și cum arată jos. Gen. Adică faci cum vrei tu, dacă vrei să faci ceva mișto și dacă poți și îți permiți, poți să faci ceva mișto. Foarte tare. Asta este turul apartamentului din Oradea. Tu arată-te în spate, da? Și dă-te mai în spate ca să vadă toți. Sunt la o discuție cu prietenii mei din Oradea. După cum vedeți, 1, 2, 3 și 4. Yay! Aici a fi fost cineva sau efectiv au lăsat un loc liber ca să faci poze? Special. Cred că special. Hai să aflăm cine sunt. Suntem prin centrul Oradei și ne plimbăm, eu cu mami și tati. Răzvan are prieteni prin Oradea. Nu ca noi. Ok. Și vreau să-mi iau un fresh de portocale. Mi-e foarte poftă de un fresh de portocale. Copii, să știți că e foarte bine și toți cei care mă urmăriți să beți freșuri.
da? Din fructe sau smoothie-uri, din toate fructele posibile, mai bine decât un suc acidulat, de exemplu. Ar fi mișto, dar... Acum suntem pe un pod în Oradea. Este super mare. Wow, ce frumos! Țin minte podul ăsta din toate turneele în care am fost să cânt în concerte aici în Oradea și mereu eram pe aici și săream și era întuneric și wow, super tare! Aici este stația de tramvai din centru, cred? Și arată foarte interesant. E efectiv la același nivel cu trotuarul. N-am mai văzut așa de curat și de frumos și de ordonat.